M-a întrebat recent o prietenă de pe grup dacă este adevărat că femeile au al șaselea simț și care ar fi acela. O întrebare super provocatoare, aș zice. Dar nu mă eschivez și nu zic, na, nu știu. Ce o iau voinicește și mă gândeam la întrebarea asta încercând să fac o parcare mai lateral spate, care nu-mi iese niciodată. Noroc că mașina mea e mai deșteaptă decât mine câteodată și o pun pe automat și aș găsește loc dacă chiar n-ai unde parca. Și uite că nu prea ai unde parca la mijlocul zilei. Bun. De ce v-am povestit de parcare? Pentru că femeile nu știu dacă au al șaselea simț. În măsura în care femeile ar avea al șaselea simț, atunci și bărbații au un al șaselea simț, numai că cele două simțuri nu sunt identice. De exemplu, femeile se orientează foarte prost în general. De asta noi parcăm foarte... E proverbială chestia. Că noi parcăm aiurea, parcăm strâmb. Nu că nu ne duce capul. Nu avem orientare spațială. Nu avem o orientare în spațiu. Nu e vina noastră. E ca și cum cineva mi-ar spune, păi, dar de ce nu ai ochii negri? Păi pentru că i-am albaștri, așa m-am născut, fără orientare în spațiu. Așa-s genele mele, astea s-au selectat. În schimb, eu ca femeie percep niște trăsături, niște limbaje non-verbale, simt instinctiv când cineva se ascunde de mine, când mă minte, când trântește o minciună, când mă înșală, când trișează, când așa simt când cineva este rău și nu spune, când cineva e trist. Eu observ lucrurile astea la persoanele din jur. Dar întreabă un bărbat dacă își dă seama ce vrea să-i zică femeia cu care trăiește în casă și care tace și nu-i spune nimic și stă botoasă. Asta îl enervează cel mai tare pe bărbat. Și știți de ce? Pentru că el nu are capacitatea de a citi limbajul non-verbal. Nu are acel instinct. Și acum să vă spun care este legătura între una și cealaltă. Timp de foarte mult timp, 10-20 de mii de ani de când suntem noi ca rasă umană pe pământul ăsta, adică mult, mult, 100 de mii de ani, de când trăiam în peșteri, da? Bărbații mergeau la vânătoare, iar femeile stăteau acasă și creșteau copii. Și asta a fost mult, mult în istoria umanității. Că numai de 100 de ani bărbatul merge la servici și femeia mai merge și ea la servici și ne angajăm bonă să creștem copiii. Marea majoritate în timpul evoluției noastre, cele două sexe au avut aceste două sarcini foarte precise. Bărbatul trebuia să meargă la vânătoare, dar de la vânătoare unde mergea kilometri, zeci de kilometri, în păduri, pe munți, pe dealuri, în șes, el trebuia să se orienteze, să se întoarcă înapoi la casa lui, da? De unde ar fi fost, să se uite pe cer, erau navigatori, da? Trebuia să se orienteze. Și așa și-au dezvoltat acest simț de orientare spațială, pe care bărbații îl au, chiar dacă le trebuie, chiar dacă nu le mai trebuie în ziua de azi. Uite că bărbații au acest al șaselea simț al orientării. Imediat, ei nu se rătăcesc într-un oraș mare. Eu, dacă trebuie să merg până la Iași sau până la București, sunt în stare să las mașina pe dreapta și să iau după aceea un taxi, pentru că mă rătăcesc. Sau, mă rog, pun acum tehnologia, pun GPS-ul și... Da, fără, și cu GPS câteodată, GPS-ul îmi spune prima la dreapta și mă gândesc care prima, care dreapta, adică tot varză sunt și cu GPS-ul ăsta ajutător. Nu, bărbații și fără GPS
Și fără invenția asta, ei știau să se orienteze în spațiu. De ce femeile citesc limbajul non-verbal? Pentru că ele au evoluat într-un spațiu mai mic, într-o peșteră. Aveau copii mulți în jur. Trebuiau să fie atente la semnalele de boală, de foame, de sete ale copiilor. Aveau animale pe lângă, poate, pe lângă primele colibe. La fel, trebuia să le perceapă nevoile. De asta ele sunt mai grijulii, mai empatice, pentru că mii și mii și mii de ani femeia asta a făcut. Ea n-a făcut universități, nu s-a dus la școli, nu? Ea a stat, dar a trebuit să observe când copilul făcea o grimasă, când se împiedica, când, nu știu, ducea la gură ceva care nu trebuie. Deci femeile au chestia asta. Pricep limbajul non-verbal, e una tu. Noi nu avem al șaselea simț, dar imediat mirosim când bărbatul ne spune o minciună și ei nu înțeleg de unde. Cine ne-a spus că ei au făcut una și alta? Nu ne-a spus nimeni. Pur și simplu ne-am dezvoltat timp de milioane de ani acest instinct, iar acum îl folosim în condițiile secolului 21. Iar bărbații vânători, na, știu să parcheze mai bine decât femeile. Deci am răspuns ce este cu acest al șaselea simț, dar să știți că l-au și bărbații, l-au și femeile. Dumnezeu a făcut jumate-jumate. Nu suntem avantajate, fiecare simț cu treaba lui. Important este să știm cum ne-am dezvoltat acest simț și să-l folosim, că e al nostru, nu? Eu avem un atu. Am pupat, asta este.